Salutare, prieteni pescari! Am ajuns, în sfârșit am ajuns pe malul râului Nistru, la un pescuit la feeder, până să vie pescuitul de carp și la ten și la som, care sunt preferate din ele. Azi încercăm azi să pescuim la un feeder. Și ca să nu vorbim mult, la treabă! Deci o motoră cu lisantă, foarte, foarte practicată de mult de mine și e destul de ok. Acum o să vedeți rezultatul. Așa. Ah, băieți, e ceva bun tare. Atenți. O, băieți, uitați, v-a venit și prima roșoară. Uitați-vă ce frumusață. Foarte frumos. Ia uitați-vă, băieți. Foarte frumos, da? Cum e călgelul al ei invers. Așa, bravo. Să mă deci țel. Așa, bravo. Iată, băieți. Asta e cea mai mare plăcere când stai cu fiul alături și mai faci o mântură, mai legi un cârlig, mai bei un ceai. Ceva interesant. E o plăcere destul de mare. E indiscutabil. Peștișorul nu e tucma tare activ. E mai mărunt, mai micuț trage azi. Se mai nimerește clionul mai frumos el, dar mai mult mici trag, nu știu din ce cauză. Posibil că poate apa oleac s-a ridicat. Dar noi n-am venit pentru pește. Prieteni, ca să știți, noi am venit pentru odihnă. Ia, n-ascultați cum cântă păsărica. Frumos de tot. Frumos de tot cântă păsărica. Mai aude câte un fazan, din când în când. Ți-e doar Dragoș? Da. Și lui de tine tot trebuie să-i doar. Las că să bine. El o leac s-a supărat pe noi, da? Asta-i trea. Ei, promiți că data viitoare îl luăm și pe dânsul, da? Da. Încearcă, da, Mihai? Da. Lasă, încerce. Noi suntem gata să stăm înaintea lui, da? Care e mică, le liberăm, că trebuie să crească. Care e mai măricel, azi facem o fripturică acasă. Mare, băi, bravo, băi, așa. Băi, de capă, băieță, cață, băieță, și plătic o prinț, ia uitați. Extraordinar, băieță. Bravo, băi, e că tu ești norocos, Mihai, ești cel mai mare, cred că. Ia uitați, băieță.
Ce frumos a sunt pește. Ia uitați. Așa e bine. Așa, destul bine tot. Așa. Așa. Băieți, nici nu se discută și frumusață. Asta e o terapie extraordinară. Foarte frumos. E liniște. E liniște și frumos. Cel mai mare regret că avem conflictul ăsta care e foarte, foarte dureros, dar poate e mare Dumnezeu și să liniște, fiindcă și peștele suferă, cred că, de la chestia asta. Toți doresc pace pe pământ. S-a dus? Iată, băiatul, au venit colegii în ospiție și tamano tras o plătică și cred că să o eliberăm, că e micuț și e are de crescut. Da, da. Și sperăm poate să nu vii tăticul sau mamica. Ne ducem să o eliberăm, că păcat ea. Păi nu-i tu-i mâncare, numai grozi. Ia, uitați-vă. Ai, frumoasă. Ai, bravo. Uitați-vă și frumusață de pește. Băieți, ăsta pește vin de la liman. Uitați-vă. Ia uitați-vă, rădus. Jos pălăria. Foarte frumos. Ia ca de ăștia să vii mai mulți. E frumos golanul. Așa, băieți, e o distracție la acest tip de pescuit. El e micuț, el e... Așa că să nu stăm acasă, am ieșit cu copiii ulea la plimbare. Dar e frumos, e foarte. Uitați-vă și privele. Uitați-vă, e foarte frumos, când păsărica, iarba începe să înverzească, după ce am început să prindă viață. E ceva interesant. Să mai punem un vermișor. El iubește proaspăt să fie. Aștept să vă arăt cum pescuiesc eu la carp. Dar o să fie timp, sănătate, să ajungem sănătoși până atunci. Să treacă prohibiția, dar până trece prohibiția, cred că ne vedem la un lac. Deci în loc de coșuleț, eu îi dau din când în când niște mâncărică. Nu m-am gândit să dau mâncare și să o hotărât stradă. Pentru că nu așa, dar doi. Ia uitați de aici, frumusață. Asta e frumusață mare.
Erau trei, da? Erau trei, da. Așa, ori doi, ori ceva cumva. Așa, Lucian a murit, după timp că a venit primul. Da. Așa, zi, primul joi, da? Vezi? Parcă s-o pune mai frumușei, parcă. Uitați-vă și pește frumos. Mai jos o leacă de la puțin. Mai jos. A, așa că se vadă frumos. Mai și frumusață. Asta chiar e frumos, da, Mihai? Da. Super. Bravo. Cel mai mic pescar din echipă trece testarea. O promis că să ne facă un cărnăcior. Da, Mihai? Bravo. Și fel de pescuit fără un cărnăcior nu pare de bine. Nu și băieți. Îi dăm startul la sezon deschis. Și așteptăm cu cea mai mare nerăbdare să mergem la un pescuit la carp. Tot cu voi, pe ori. Cei mai puternici pescari din Chișinău, care-i cunosc eu. Da. Generația următoare de pescari. Da. Care-i cei mai puternici. Vă spun și vouă, dragi prieteni, luați copiii la pescuit, nu lăsați să stai acasă, să navigheze pe internet, fel de fel de rețele. Aduceți-le la natură aici, ca să prindă plăcerea naturii. Pentru că aici e viața, aici e raiul pe pământ. Sub uite de prostii. Străin la muntani și de Doamne pace și colaborare între popoare. Simți, noroc. Am o plăcere mare să fac cu voi, la masă. Numai bine. Ura. Păi, dar e mai bun ca la Franța din ăsta, nu? Așa? Ne-am alăturat de prietenii noștri, de colegii noștri de pescuit. Mai stăm aici câteva ore să mai ne relaxăm împreună, pentru că când ești grămadă, oricum e mai interesant. Unul spune o vorbă, unul spune un sfat, unul spune o... Au toate, altul nu. Da, și cineva cunoaște mai mult, cineva mai puține. Mă dăm cum îmi bate din gura, mă. Ai, azi cu rămas al mare. Ești ca? Рыба ищет где глубже, человек ищет где лучше. Только не один язык, да? Ну ладно, иди, хорошо там. Скажи Анатолию Алексеевичу, дал ему машину. Ты дома говоришь? Ну, это я. Это плека на поле. Да, он сейчас тут. Păi, prieteni, băi, știi că-i pornit tot drumul ăla, știi că ești mic. Altele zi, nu pot prinde, domnule. Da. Serios? Nu, mi-am place, dar nici el ești mic, știi cum... Dacă nu-i călegi de gura lui, știi că mi-e le-am... Mă leac suferă, nu? Pe aia scăpa eu. Bă, ce are scăpare, dar... Dacă al spune, dacă poți și-l iar să-l iau. Al mănânc stuca. Cum? Tot așa. Asta mă pare să-i mai... La serioză, da. La serioză, da.
Oi, cum o da? E mai serios. Ia-ți, prieten, și frumusați de pește în noi. Păi nu-i mare, dar e pășerea foarte bună. Vezi la dăsa mine la cârligul de sus. Ai înțeles? Da. E a noastră sau în iarbă. El iubește mai sus. Nu, iarbă. Nu, am zis nu stai la pământ. Da, dar e iarbă. Carasă. 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 A? E că dintre domnul ăla am ușa să te pune. Dar noi spatem și în echipă, nu-i problemă. Da. Eu știi cum scot și vreau să mă bun vorbesc de colegii scot ceva interesant. Știi cum mă trezesc și eu. Prieteni, vă rog din suflet să fiți foarte receptivi și eu de pildă când am venit la pescuit astăzi, am avut plăcere că am găsit niște locuri, hai să spunem că nu prea murdare. Așa, mai erau ceva pelicul, ceva în sticle, nu era strafnic, din cauza că nu e sezonul de pescuit. Dar eu știu că când am să fie sezonul de pescuit, întotdeauna găsesc mizerii și sticle și foarte multă murdărie când se începe sezonul de pescuit vară la carp. Deci eu vă rog întotdeauna, de câte ori s-a pescuit, lăsați locul curat, fiindcă toată pelicula, toată sticla care o bate vânt și pleacă pe apă, poluează apă, poluează natura. Și natura, dacă se poluează, atunci atmosfera în foarte scurt timp o să fie poluată complet, nu așa. Deci vă rog frumos din suflet, lăsați locurile curate, pentru că câte ori vii la pescuit și găsești un loc curat, primești o plăcere mare. Noi am avut o plăcere la pescuit astăzi, uitați-vă rău cât de frumos, curat, așa vrem să o găsim întotdeauna. Vă doresc fir întins și numai bine, sănătate și pace pe pământ. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on and on we'll go through the wastelands, through the highways. And on and on we'll go.